Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei lui Dumnezeu din seara aceasta, e bine și frumos pentru daruri care Dumnezeu știe să le dea la vreme și care noi ne bucurăm în seara aceasta de un dar dat unui om 120 de ani în urmă. Cântările care s-au cântat mie personal mi-au umplut inima de bucurie și de mângâiere. Tristul păstor, cântarea aceasta în 33 de ani de păstorie m-a făcut să adorm de multe ori plângând. Și răspunsul mi-era același: și eu sunt ca tine. Și adormeam. Un trist păstor. Apoi, nu de puține ori, în orașul care trăiesc, nu se aud prea multe păsărele și nu se aud coruri care poetul le-a pus în versurile lui. Dar cântând în adunare, mintea mi se ducea departe și fredonam și eu. Am cântat în cor de la 11 ani. Era în criză Biserica Baptistă din Vicov de cântăreți la cor. Și ne-au cules câțiva tineri. Și am avut harul să particip la două repetiții, care urmat o săptămână o repetiție și o altă săptămână, altă dată, o altă repetiție. Venea fratele Chișmori de la Arad. Am trăit în vremea când se schimba ținuta, uniforma. Ați văzut, i-a spus la fratele Popovici, bărbatul ăla înalt din poză de sus, care fratele Bahnean l-a pus, e tata meu. Era port obișnuit, portul popular. Numai seminariștii vineau cu cravată și la costum. Și noi spuneam, sunt îmbrăcați nemțești. Așa se spunea în comună. Și când am auzit că vine Chișmori, l-am întrebat mamica, cum arată omul ăsta? E îmbrăcat nemțești? Și mama ne-a spus, da, e îmbrăcat nemțești. N-am să uit când la repetiție un frate a rămas în urmă. Era un basist și a rămas în urmă, a făcut o coadă așa. Și el a spus, aici nu sunt cuci, numai cucu are coadă, a spus el. Și a rămas vorba multă după aia, să nu fie cuci, așa spunea fratele dirijor mai târziu. Îmi amintesc că mi-a cecuit vocea, era perioada când eu de la tenor treceam la bas, de la bas la tenor. Și fratele m-a pus la bas, dirijorul nostru. El a venit, m-a cecuit și a spus, nu, la tenor. Și n-am să uit niciodată și au râs toți de mine, să cânți ca o fată. Asta țin minte cât voi trăi vorbele astea. Am crescut mare și mi-am dat seama că am cântat sub bagheta unui om deosebit. Am avut pe fratele Bodale și fratele Ursache, care au fost dirijori la Vicov. Când m-am mutat la Timișoara, era deja mai târziu, când am auzit că Domnul l-a chemat acasă, am depănat cântările, știu toate cântările, am cântat și acum încă mai cânt la cor. Cât voi putea, încă n-am făcut cuit de la cor. Ok? De la păstorie am făcut cuit, dar de la cor încă nu.
Frați și surori, urmează o cântare deosebită și e finalul serii. Nu știu de ce dumneavoastră m-a spus pe mine la cântarea asta, că sunt membru la Pentecostal. Nu știu de ce. Cântarea asta e diferită. E diferită. Și am să vă citesc ceva despre cântarea aceasta. Cobori, cobori. Iată o melodie creștină care a făcut înconjurul pământului, din Arad la Portlandul american până la Perth, Australia. În toate bisericile neoprotestante și nu numai, versurile și sunetele de a inspira melodicitatea se înalță la ceruri spre Dumnezeul prea înalt, pe care îl imploră să pogoare printre oameni prea plăcuți lui. Cobori, cobori, cobori la noi, o Duhule prea sfânt, cobori. Un strigăt sfârșietor, o implorare, o rugăciune venită din străfundurile inimilor pline de credință se fac auzite atunci când cele patru voci ale corului se unesc într-un șuvoi de neoprit ce parcă rupe zăgazurile cerului. Ascultă-ne, Doamne, când te rugăm și către tine când strigăm. Rugăciunea cu care se pornește cântarea se transformă apoi într-un imn de slavă și mulțumire, de o forță care copleșește sufletele însetate de Domnul. Tu cel care răsari florile, auzi, și răcorești pădurile cu ploaie, munții, apele, stâncele sunt lucrul tău. Sfârșitul cântării curge apoi lin ca o apă liniștită după ce a ajuns la câmpie, la Banat, până plină de flori a recunoștinței. Într-adevăr, inspirat a fost de Duhul lui Dumnezeu poetul și compozitorul Ioan Chișmore, atunci când în iarna anului 1931, aflat la șezătorile satului cu frați și surorile din satul natal Măderat, a pus în câteva săptămâni pe hârtie melodia și versurile celei ce avea să fie capodopera compozițiilor măderătani, dacă zic bine. Onică Chișmore finaliza tot mai mult frumosul imn Cobori, cobori. Nu era oameni educați din punct de vedere muzical, dar aveau dragoste pentru lucrarea Domnului. Pe atunci Ioan Chișmore avea 27 de ani. Talentul cu care a fost înzestrat la naștere s-a unit cu harul lui Dumnezeu într-o clipă magică. Totul s-a întâmplat într-un timp foarte scurt, dar care s-a unit cu veșnicia. Nici o altă melodie a lui Ioan Chișmore nu este mai cântată și nu oferă mai multă încântare și reculegere precum Cobori, cobori, pe care atunci când o asculți, trupul și sufletul sunt cuprinse în fiorul divin și suntem siguri că Ioan Chișmore va dăinui împreună cu melodia sa încă mulți ani de aici înainte până la sfârșitul vremurilor. Prea iubiților, permiteți-mi să spun și eu câteva cuvinte ce am pe inimă. Am să mă folosesc de vorba lui. La o repetiție, unul a spus la un frate al lui Bodale, care era cu părul creț, Bahnean, dacă îl mai ții minte, dar tu erai copil. A cântat cumva așa, nepotrivit cu gama departamentului care cânta. Și el a spus așa: aici nu-i festival,
Nu-i festival. Aici e casa lui Dumnezeu. Ca atare cer să cânți așa și să aveți grijă când dau din mâini. După 60 de ani, vocabularul s-a îmbunătățit. Este festival creștin, festival afară, mă rog. Un prieten al meu, am fost o lună în urmă și a scos iPhone-ul și a spus, băi, pot să-ți fac o predică, eu nu-s predicat, dar pot să fac și eu o predică. Și a apăsat acolo câteva butoane și a apărut o predică pe 5 puncte, frumos, cu introducere, cu prins și încheiere. Și n-am avut de lucru și spun, pune și o cântare să-mi facă. Și a făcut robotul o cântare, dar m-a întrebat robotul, cum vrei, minoră? Auzi? Și mi-a dat câteva versuri și a cântat, ne-a dat notele. E mare diferență. Vreau să vă spun, trăim o vreme când se răresc oamenii peste care se coboară Duhul lui Dumnezeu. Se împuținează corurile care atunci când cântă plâng. Eu am trăit vremea aia. Din cântare am intrat în rugăciune. Am trăit vremea când se cânta cântarea cobor, cobor la o mormântare și când trecea cortegiul funeral, oamenii ridicau pălăria sau basca ca semn de respect. Și era un om în căruță, din Bahnă, era de numire, de la marginea satului și stătea și corul cânta, cobori, cobori. Și l-a văzut pe nenea ăla plângând și am întrebat-o pe mama, de ce plânge? Zice, nu știu. Cânta corul la mormântar. După câteva luni l-am văzut la adunare, pe omul acela. Știi ce înseamnă să cânti, cobori? Ei, s-a terminat festivalul, mergem acasă și din nou începem viața de fiecare zi. Când se coboară Dumnezeu peste viața mea, viața mea devine o cântare. Vedeți, urmărim biografia acestui om și dacă ați fost atenți, venea cu boi, venea obosit din misiune, un dosar mare de la poliție atât. Păi dar să mai arde, să mai cânți. Și auzi, de acolo, din rupturile inimii, izvorăsc și au izvorât atunci melodii, versuri, care pe mine mă face să te sar acum. Ce mare e Dumnezeu! Un om care n-a fost la facultatea de muzică și când descrie cântarea cobori, cobori, rugăciunea aceasta, nu știu ce era în inimă, dar după cântare îmi dau seama că Ioan Chișmore vroia numai decât Dumnezeu să se coboare acolo. Am nevoie de tine, am nevoie de tine. Hai, cobori, cobori. Frații mei, Dumnezeu nu este festival. Dumnezeu se implică în toate problemele noastre. Sunt de acord, să nu mă credeți acum așa. E denumirea nouă care am pus-o, nu e nicio problemă. Dar să știți, nu e joc, nu e joacă. E o problemă foarte serioasă. O, patria mea, când voi intra în ea, despre ce țară vorbești, domnule? Suntem în America. Dar Dumnezeu are ceva mult mai mult pentru noi. Dragi frați, să nu rămână numai o seară de cântare.
Mă întreb săptămâna aceasta sau timpul care Dumnezeu ne va mai rădui să trăim pe pământ. Oare cum va fi armonia bisericii de pe Tui? Cum se aude cântarea în România, în toată lumea? Deci, ce s-a întâmplat pe Tui? Ce s-a întâmplat? Oh, păi uite, așa, așa. Vezi ce rău sună. Dar ce frumoasă e cântarea. Auzi, s-a coborât Dumnezeu, a ascultat rugăciunea. S-a coborât Dumnezeu și a format un cor. Și cânte. S-a coborât Dumnezeu și n-a mai divorțat, auzi? S-a coborât Dumnezeu. S-a coborât Dumnezeu și a adormit în pace. Era așa de tulburat în fața morții, dar a venit o cântare și i-a liniștit inima și a adormit în pace. E armonia aceasta care se aude mult mai mult în afară decât ceea ce facem noi acum. Oamenii nu vor vorbi. Vor vorbi o săptămână înainte și o săptămână de unde. Deci nu ți-a stat bine cravata, vezi că ai stat așa, vezi că e cutare. Doar atât vor vorbi. Au mers bine cântările, au fost frumos, superb. O seară superbă. Și dacă trebuie peste o lună, dar tu nu cânți, vii în adunare și stai și te uiți. Omul care se coboară Dumnezeu peste el cântă. Cântă și în necaz. Auzi, era pe front, așa am auzit în seara asta, era pe front, șeful lui era împotriva lui, inamicul era altul și unul lângă el. Cum să te aperi? Doamne, către tine înalți rugăciunea. Și auzi, Dumnezeu l-aduce acasă înapoi, că Dumnezeu are putere, are putere, fraților. Mă rog, în seara aceasta Domnul să binecuvinteze corurile care s-au unit. Continuați să cântați. Chiar dacă trăim în lumea robotică, dați drumul inimii să cânte. Când ești necăzit, cântă. Când ești bucuros, cântă. Când ești la volan, fredonează o cântare. E așa de înălțător, se unește cerul cu tine. Încearcă, fă probă și ai să vezi. Ce spun, eu am trăit. Nu spun că am văzut sau povești, spun ce am trăit. Dumnezeu este glorios și harul lui e măreț. Și doresc în seara aceasta, în cântarea care se va cânta, să nu spunem decât amin, Doamne. Coboară. Am nevoie în casa mea, am nevoie la servici, am nevoie la școală, am nevoie la, îmi spunea o fată, trebuia să iei testul de medical, de doctor, la insensul acum, luna trecută. Și zice, hai să ne rugăm ca să iau carnetul de doctor, ca să fiu doctor, că am temerat școala, am temerat tot. Și știți ce îmi spune ea? De-aia mă folosesc de exemplu ăsta. Zice, dacă s-ar cobori Domnul la examen, auzi cântarea, spune, cobor, cobor. Și a spus, trebuie numai atât să-L rogi, că El vine acolo. Înțelegi? Și m-am întâlnit acum cu ea, săptămâna trecută. Și mi-a spus, frate Băle, și am luat examenul. Sunt doctor. Cu ce pot să te ajut? Am spus, nu-s bolnav. Încă nu-s bolnav. Dar e mare lucru. Și a spus, a fost greu, a fost greu. Dar Domnul a fost cu mine. Știi ce înseamnă să se coboare Dumnezeu? Ce cânți să se împlinească? E mare lucru, fraților. Închei și rămân și eu la gândul fratelui Chișmore de atunci. Cobori, cobori, cobori la noi și rămâi cu noi cât și spre seară. Poate mai facem o sărbare și să sărbătorim și pe fratele Valentin. Cât trăiește, cât când pleacă,
cât trăiește, să facem așa o seară de versuri de ale Lui. Am și eu câteva versuri de ale Lui, le port în inimă. Și el e cu 9 ani mai mare ca mine. Tot m-am gândit, când se face pe Tui o sărbătoare de asta? Să ne bucurăm câtă vreme, să-l punem să recite el însuși câteva versuri, să fie o seară de recitare. Dumnezeu este minunat. Să trăim momente de bucurie, de coborârea Duhului Sfânt, de împliniri duhovnicești. Și Domnul Iisus să binecuvinteze biserica de pe Tui. Încă o dată repet, să vă binecuvinteze pe toți și să nu vă lăsați să cântați până nu veți mai putea. Cântarea îți face inima. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așteptăm să se cânte cântarea. Domnul să-ți dea.